În perioada premergătoare sărbătorilor pascale, comisarii de la Protecția Consumatorului împreună cu reprezentanța ai altor instituții abilitate în siguranță alimentară au efectuat controle tematice în sistem integrat în vederea asigurării siguranței alimentare a giurgiuvenilor. În cadrul acestora, 33 din 62 de operatori economici verificați comercializau diferite produse cu abateri de la legislația privind protecția consumatorilor. Una dintre cele mai grave abateri a fost depistată la un producător de cozonaj din județ. Giurgiu. Acesta avea în stoc pregătite pentru folosirea preparării cozonacilor, produse expirate încă din luna ianuarie. Am finalizat acțiunile de control efectuate în perioada premergătoare sărbătorilor pascale. Printre abaterile constatate pot enumera utilizarea de materii prime cu data durabilității minimale expirate de către un producător de cozonaci care funcționează pe raza județului Giurgiu. De asemenea, nerespectarea greutății nete declarate tot pentru cozonaci, astfel era declarat 750 de grame și, în fapt, greutatea medie 685 de grame. De asemenea, au fost constatate abateri privind informarea incorrectă și incompletă a consumatorilor și probleme referitoare la modul de afișare a prețurilor. De asemenea, la un mare retailer a fost identificată o practică comercială înșelătoare. Acesta avea la vânzare pachete promoționale de tipul 3 plus 1 gratis, 5 plus 1 gratis, pentru care, printr-un simplu calcul aritmetic, având în vedere produsul de referință, prețurile pe parchet erau incorrecte, consumatorii nebeneficiind de acea gratuitate înscrisă de producător. În cadrul controlelor au fost întocmite 33 de procese verbale de constatare a contravenției, prin care s-au dispus măsuri de oprire temporară de la comercializare pentru 646 de kilograme de produse alimentare, alte 38 de kilograme de produse au fost oprite definitiv de la comercializare și au fost aplicate 27 de amenzi în valoare de 55.000 de lei și 11 avertizmente. În perioada celor 3 zile de sărbătoare, Comisariatul Județean a asigurat permanența în scopul primirii petițiilor consumatorilor. În intervalul menționat a fost înregistrată o reclamație cu privire la calitatea necorespunzătoare a unui produs din carne. Comisarii au constatat că reclamația a fost justificată și au aplicat măsura de sancționare a operatorului economic.